Proiectul AERX a ajutat pe locuitorii satului Mihăieleni să repare sala sportivă din incinta liceului Eugen Coșeriu. Directorul școlii, liderul grupului de inițiativă, are o atitudine foarte serioasă față de acest proiect. În rezultat, orele de cultură fizică sunt promovate într-o sală luminoasă și frumos amenajată. Pentru reparație s-au investit 400.000 lei. Jumătate a fost alocată de fondurile de binefacere din străinătate, cealaltă parte de părinții elevilor. Liceul nostru este un generator de idei și de schimbare în sat și în cadrul programului dezvoltare participativă am ales anume renovarea salei sportive pentru că sala sportivă poate oferi condiții mai bune pentru petrecerea timpului liber, pentru promovarea modului sănătos de viață și deci astfel noi am ajuns la ideea de proiect renovarea sălii sportive și a vestiarului din Liceul Teoretic Eugen Coșeriu. Ulterior, sătenii au prins gustul și au însușit regula principală, câte puțin de oriunde și rezultatul va fi excelent. Locuitorii satului, în frunte cu liderul, au adunat mijloacele necesare pentru construcția unui drum în variantă albă. Primarul Valerian Cecan, reformator din fire, a susținut ideea, asigurând-o cu mijloace și tehnică. Lucrul de reparație a fost efectuat de săteni și, rezultat, costul a fost de doar 50.000 lei. Acum, cetățenii au foarte multe inițiative și administrația publică locală, desigur, stăruie să susțină aceste inițiative. Noi avem o agenție de implementare și monitorizare a inițiativelor cetățenilor și, care îi ajută pe cetățeni la atragerea fondurilor, la scrierea cererilor, adică găsim modalitățile ca să conlucrăm cu dânșii. Au amenajat drumul, nu a rămas decât să le amenajeze pe cele ce duc spre casele oamenilor. Medicul din localitate, liderul grupului de inițiativă, a demonstrat prin propriul exemplu prioritățile lucrului în comun. Întreg satul a contribuit și rezultat, casele sunt asigurate cu apă. Foarte activ la acest capitol s-au dovedit a fi pensionarii, iar acum nu mai aduc apă de la fântâni. Greutățile au fost între cei că până am convins oamenii ca să contribuiască la ca să putem trage apa prin sat, că și apă potabilă, că majoritatea fântânilor s-au făcut analiză și nu sunt fântânile cu apă potabilă și greutățile au fost, dar lumea s-a rezolvat în scurt timp și în timp de 3 luni de zile, cum vedeți, s-a dat drumul și la pompă și apă. De asemenea, satul Mihăieleni a fost gazificat. Mai întâi, grupul de entuziaști a elaborat ideea, ceilalți s-au alăturat mai târziu. La ziua de astăzi, foarte multe locuințe sunt asigurate și cu gaz. Dacă să vorbim despre gazificarea satului, putem vorbi ca două etape. Adică a fost etapa inițială când, propriu-zis, gazoductul a venit în sat, unde am participat tot în mijlocit cetățenii, cât și gospodăriile, agenții economici, primărie. Aceasta a fost, putem numi, etapa inițială. Următoarea etapă a fost, socotul în viziunea mea, etapa de gazificare nemijlocită a liceului și un număr important de locuitori care se aflau în zonă sau în preajma traseului. Coordonatorul proiectului AERX la nordul Moldovei, Igor Mironiuc, consideră că și-a onorat misiunea. Doar sarcina principală a proiectului este de a schimba mentalitatea oamenilor, de a-i orienta spre abordarea unei căi constructive. Ina Șcian, Ludmila Gherasim, Alexei Maiorov, Teleradio Bălți,